Bun găsit, dragi prieteni, iată Exclusiv TV în continuare este alături de dumneavoastră cu știri din județul Bacău și de această dată, sigur, am găsit o comună foarte frumoasă cu un primar deosebit, este lângă noi și domnul viceprimar la Hemeiuș, unde se va desfășura în aceste zile un eveniment deosebit, e vorba de concursul internațional Ecvestru Cupa Decebal. Așadar, dragi prieteni, veți vedea imagini inedite filmate de echipa noastră și l-aș ruga pe domnul primar să ne spună câteva cuvinte cum sprijină Consiliul Local și Primăria și dumneavoastră ca factor de decizie acest eveniment. Bună ziua, bine ați revenit în comuna noastră. Într-adevăr, este un eveniment deosebit, pot să spun că unic în județul Bacău, un concurs internațional de călărie. De aceea noi, primăria, respectiv primarul, Consiliul Local, încercăm să sprijinim de fiecare dată asemenea acțiuni și ne dorim pe parcurs să avem cât mai multe acțiuni și cât mai multe sporturi de performanță să se desfășoare pe raza comunii noastre, văzând că această societate, această firmă, Ionuț, colaboratorul nostru și organizatorul acestui concurs, ne-a cerut sprijinul. Ca de fiecare dată, am încercat să-i dăm o mână de ajutor cu un aport financiar de la bugetul local, în ceea ce privește procurarea și achiziționarea de materiale de publicitate, bannerii, respectiv cupe, medalii, diplome și tot ceea ce privește materialele publicitare pentru acest concurs. Dorim pe această cale să facem o invitație tuturor locuitorilor comunii Hemeiuș și celor din apropiere să vină și să participe, să urmărească, să vizioneze și să urmărească acest concurs. Și trebuie precizat că și astăzi și mâine va fi acest, de fapt astăzi e pregătirea și mâine, da, mâine este sâmbătă. Mâine, da, este sâmbătă, concursul se va desfășura în aceste două zile, începe astăzi și se va termina mâine, mâine va avea loc și premierea, de aceea vă așteptăm cu mare drag în comuna noastră. Domnule primar, sigur că lucrurile sunt foarte frumoase aici, ați menționat și dumneavoastră că este un eveniment unic în județul Bacău pe această categorie de sport. Să ne spuneți dacă și în continuare dumneavoastră, Consiliul Local, veți sprijini activitățile sportive și competițiile, ce trebuie să afle și cei care poate ne văd acum din străinătate, din Hemeiuș, au plecat și să le dați un mesaj pentru ei. Dacă în continuare e bine să mai vină, măcar în concediu aici la Hemeiuș. Da, să aibă mare încredere că nu-i vom dezamăgi niciodată, nu i-am dezamăgit nici până acum. Echipa pe care o am și o coordonez, respectiv Consiliul Local, cei apropiați, vom fi alături de acești organizatori și acești sportivi, care aceste
eu știu, asociație, eu știu, exact, exact, și am vrea să ne facem și noi cunoscuți, atât pe plan național cât și internațional, dar știți cum e, lacul se face cu, din picătură cu picătură. Este un început pentru comuna noastră. Da, mulțumesc foarte mult domnului primar, domnului viceprimar. O să rog camera să ia un cadru mai larg cu noi. Iată, suntem împreună aici la invitația Consiliului Local și în special a domnului primar. Ne simțim foarte bine aici la Hemeș, așadar, dragii mei, veți vedea aceste imagini. Mâine vom veni cu un material mai complet pentru dumneavoastră. Veți vedea și imagini filmate de noi din dronă. Este un loc foarte frumos, aer curat, atmosferă plăcută. Am văzut aici concurență atât din România cât și din străinătate. Așadar, veți vedea și interviul cu întreprinzătorul, cel domnul Ionuț, care este un om foarte activ și foarte ocupat pentru că are foarte mult de lucru. Așadar, împreună cu primăria, suntem alături de el și vă așteptăm, dragi cetățeni ai Comunei Hemeș, să vedeți și să veniți și mâine la acest eveniment și vă dorim toate cele bune.